Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Premieră absolută în Republica Fantastică România. Un angajat la stat și-a dat demisia pentru că nu făcea nimic și se plictisea. Oh. Și restul de 1,2 milioane de angajați la stat sunt... Nu, 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 ne-ai dat în fapt, nu. Deci Soliter nu mai e ce a fost. Adevărul că da. Nu au mai făcut niciun sequel, nimic. Niciun upgrade, nimic. Niciun upgrade, da. Ai văzut FIFA? Practic, FIFA vinde în fiecare an același joc, dar ei îl denumesc altfel. Da, mă, pune-o. Acum și... intră și Rapidul în Liga 1. Da, mai schimbă culoare, mai nu știu ce, mai și vând din nou. Muzica. Muzica, da, muzica. Bun, deci este vorba de un consilier, știrea este absolut autentică. Este vorba de un consilier al vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, îl cheamă Ciprian Tișe. Așa. Domnul Ciprian Tișe, citat de presa locală, a declarat că timp de 5 luni cât a fost angajat la Consiliul Județean, nu a muncit nimic, pentru că nu i s-a dat nimic de muncit, deși el a cerut. Și în acest timp a fost plătit cu câte 6.500 de lei pe lună. Luca vine să plângă. Demisia mea este în primul rând un act de onoare, spune Ciprian Tișe, care are 43 de ani și a fost angajat pe post în august anul trecut. În textul demisiei, domnul Tișe precizează că, și citez, în fiecare dimineață la ora 8, eu îl întrebam pe domnul vicepreședinte ce avem azi pe ordinea de zi de lucru. Iar el îmi răspundea că trebuie să stăm și noi pe aici. Băi, foarte tare, job description. Ce ai de făcut? Stăm și noi pe aici, vedem ce se întâmplă. Foarte bun. Vicepreședintele? Ce înseamnă anturajul nepotrivit, da. Unde asta e cam departe, la Satu Mare, te tentează, nu? Da, mă, da, da, vezi, de-aia trebuie făcut test psihologic, frate, n-ai ce să cauți. Că, uite, strică piața oamenii de ăștia care sunt netestați. Intri... nepregătit? La 43 de ani ești în floarea vârstei, te duci acolo. Da. 6.500 de lei, bun, da. Foarte bun, net bănuiesc. Și ce faci, mă? Ce? Stai și tu pe acolo, cum ce faci? Ai nebunit, ce faci? Nu te plisești de moarte. N-ai cărți, n-ai jocuri, n-ai vorba ta, muzică, filme, adică nu mai e ca pe vremuri, te uiți la birou și ai un calculator CRT și joci Soliter, cum spuneai tu. Acum spectrul s-a lărgit, ai telefon mobil, dar cum? Îți iei un telefon mai mare, îți iei tabletă. Dar nu vrei potrivit să progresezi în viață, să înveți lucruri, să faci progresezi chestii, seara, să descoperi. Dacă vrei. După un program. Să-ți dezvolți un business, dacă nu altceva. Să mai investi ceva, să mai crești, să mai faci un proiect, să mai construiești ceva. Să mai... Ce business mai bun ca ăsta? Investiție zero, profit maxim. 1500 de lei, adică nu, dacă erau 2000 de lei, hai, mai ziceai. Bun, fostul consilier spune și că, și citez, atmosfera din anticamera vicepreședinților Consiliului Județean era caracterizată de râsete, de țipete, atmosferă de clacă, de stand-up comedy. Tot din lipsă de activitate. Tot din lipsă de activitate s-a ajuns să ni se solicite de doamna vicepreședinte că atunci când intră în birou să ne aude pe fiecare salutând individual. Asta e adică, un pe rând, nu toți, bună ziua, în cor, nu fiecare, pe rând, frumos, dacă tot nu faceți nimic, măcar salutați în ordine. Știi, pentru că aici se vede talentul, cum o salut pe doamna. Da. Sau atunci când bate cineva la... Nu, când bate la ușă, unul dintre consilieri să sară să-i deschidă ușa. Deci, băi, le-a dat ceva de făcut. Nu poți să spui că n-aveau nimic de făcut. Trebuie să deschidă ușa. Da. Și să salute respectuos. Sărna. Începem cu asta. La începutul anului, cei doi vicepreședinți de Consiliul Județean și-ar fi convocat consilierii în ședință și... Să joace ceva pe echipe. Au recunoscut da, că nu au ce să ne dea de lucru. Pentru că nici ei n-au primit atribuții. Mi s-a părut inadmisibil, spune deci domnul Ciprian Tișe. Nici șefii n-aveau fișe da de post. Deci nimeni n-avea acolo. O, dacă nu-i învățam canastă, se joacă în patru. Durează în medie o oră, o oră jumate un joc. Ce campionat făceai cu o agendă, un pic, asta trebuia, un pachet de cărți de joc. Și puțin da înțelegere. Îți mai trebuia o tablă de șah. Uite, ne-a scris, ca să dai și o tablă. Fac o scurtă paranteză. Claudia, ascultătoarea noastră, susține că nu e primul caz. Ea e primul caz. A, da? Da. Claudia, zice, să ne dai mail, să ne povestești tot. Nu e chiar premieră. În urmă cu 19 ani, când, oh, la rândul deci, meu fac paranteză, deci, era calculator CRT, chiar n-aveai ce să faci. Deci sunt 5 cazuri pe secol sau cum. Am plecat de la stat, de la Societatea Națională de Transport Gaz, pentru că era plictiseală maximă. Da, bani mulți pentru a face nimic. Mm-hmm. Groaznic, fratele meu, groaznic. Scrie deci Claudia. Am și eu un amic care s-a angajat, a fost angajat 6 luni sau cam așa la un minister, cred că ceva cu tehnologie, cu nu știu, asta era specializat, avea în cap numai proiecte, aplicații, digitalizare, chestii de-astea. Da, da, da. Și mi-a spus că în alea 6 luni cât a stat el acolo, cam pe acolo, s-au schimbat 3 secretari de stat.
Și fiecare care venea nou, el trebuia să explice fiecăruia ce vrea el să facă. Și ăla, că toți erau, te numiți politic. Și când reușea să înțeleagă, pleca. Și venea altul și o lua de la capăt. Și zice, bă, n-am putut să fac nimic. Practic, eu 6 luni n-am făcut nimic acolo. A plecat și a dat demisia. A creat vreo 2 aplicații. Ultima dată era prin New York. Construia acolo proiecte și alte lucruri de genul ăsta. Adică oamenii care sunt activi și care vor să progreseze, cred că la un moment dat își pun întrebarea. Bă, da, totuși, mie îmi trece viața și nu facă nimic aici, stau. Nu înțeleg ce e așa interesant să proiectezi la New York ceva. Iată ce mai zice domnul Tișe. Și pe ce bani? Nu știu, mă, habar n-am. Domnul Tișe este nemulțumit, spune că nu i s-a respectat dreptul la muncă. Vezi, există un drept la muncă, garantat în Constituție. Ce? Cum? S-a auzit un măr. Dar nu e ok ce faci. Nu e ok, a? Da, citez. Este inadmisibil, spune domnul Tișe, să fie plătiți oameni din bugetul public fără a presta muncă, ci numai pentru prezența fizică. Este inadmisibil ca un consilier să fie plătit cu un salariu net de 6.500 de lei fără să se solicite ca acesta să presteze munca în conformitate cu fișa postului. Eu nu cred. Eu nu cred o iotă. Ăsta ora a pierdut la canastă, vorba, sau ce-o fi jucat pe acolo, ori îi făceau ăia răutăți. Râdeau de el, eu știu ce. Nu, eu nu cred că ăsta stătea și de plictiseală s-a apucat, adică a luat și foc. Ok, pleci. Bă, pleacă, n-are nimeni nimic cu tine. Dar nu îi dam fapt păi la ce, păi da, de ce atitudine asta? Nu, serios acum. Băi, să știi, cu mulți ani în urmă, cu mulți ani în urmă, am făcut cunoștință cu un vicepreședinte de Consiliu Județean de la un județ aflat pe Dunăre, pe malul Dunării, județul respectiv. Nu-i dăm nume. Nu-i dăm nume. Începe cu C. Se termină cu Ălăraș. Așa. Și da, sunt mulți ani, cred că sunt vreo 20 ceva de ani. Bun. Și omul respectiv foarte simpatic, era un șef paranghelie pe acolo prin județ. Și a început să-mi povestească. Luase ceva la bord și a început să-mi povestească. Toți oamenii de la mesele respective erau toți politicieni, care toți trecuseră prin toate partidele și toți fuseseră la un moment dat fie aliați în același partid, fie dușmani în partide diferite. Erau aceiași, ei se știau toți cu toți. Și veneau toți dinainte, din establishmentul comunist, adică de pe vremea lui Ceaușescu. Bun. Și l-au întrebat și dumneavoastră ce faceți, l-am întrebat. Păi zice, eu dimineața mă trezesc la 8:30. Beau o cafeluță, nu știu ce. Trec pe la magazinele mele. Avea câteva magazine cu materiale de construcții pe bulevardul central din oraș. Văd că totul e în regulă, văd actele, văd nu știu ce. După care mă duc la consiliu și zice, mă uit, e ceva de semnat? Dacă e ceva de semnat, semnez. Dacă nu e de semnat, nu semnez. După care sun șoferul, pune benzina în barcă și mă duc pe barcă. Uneori singur, uneori mă înțelegi. Ce să spun, nu sunt sigur. Pescuiește ceva? Da, pescuiesc ceva, mă duc în delta, poate pescuiesc, poate iau un șpriț, poate trag un pui de somn, poate nu știu ce. Mai după masă mă întorc, trec pe la birou, văd dacă e desemnat ceva, dacă e desemnat, semnez, dacă nu, nu semnez, mă întorc, închid magazinele, mă duc acasă. Păi da, dar vezi tu... Bă, era al doilea om în județ. El avea activitate. Adică până și asta, cu barca, cu toate treburile astea, era un planul lui, făcea ceva. Poate dacă și eroul nostru ar fi primit o undiță... Da? Dar pe ăla care... Eu zic că e vina lui. A celui care, despre care ai povestit că nu s-a organizat să facă ceva. Da. Dar pe ăla fruntașul ăla local... politic. Nu mai știu în ce județ era. Nu, că vreau să mai povestesc și pe asta. Povestești, nu face să nu mai avem timp. Ți-o povestesc. Mai am nevoie de 3 minute pentru asta. 3 minute? Da. A fost un moment, cred că tot în urmă cu vreo 10-15 ani, un mic lider politic local, nu mai știu la ce partid era, cred că la PDL pe vremea aia, el a făcut o conferință de presă în care a anunțat că cere o parte din banii dați la partid înapoi, pentru că el demisionează din partid și acum vrea banii înapoi. Și a povestit omul, presa era uluită și ăsta era uluit că presa nu înțelege care-i treaba. Deci el era director la o regie de asta, autonomă. Fusese pus politic la o regie locală, la ceva. Și el dăduse niște bani la partid pentru 2 etape, povestise. Odată, să fie pus șef la nu știu ce și după aceea mai încolo, mai spre toamnă, să fie pus pe liste, pe loc eligibil, ca să candideze și să aleagă. Dar se certase cu oamenii și acum nu mai voia să candideze. Și el voia banii înapoi, aia de candidatură. Aia de regie, îmi spunea, nu am dat banii, mi-au dat postul, e regulă, pe ăștia nu-i mai vreau înapoi. Și evident, aia de la partid, ce ești nebun, nu știm despre ce vorbești. Dar omul dădea toate detaliile. Și presa l-a întrebat, dar dumneavoastră ce făceați la compania respectivă, că erați director? Păi zice, eu n-aveam nicio treabă. Ce, eu mă duceam acolo,
semnam condica, beam o cafeluță și după aia mă plecam și îmi vedeam de business-urile mele, că doar nu era, chiar așa spunea, că nu era să-mi pierd eu vremea pe la regia autonomă ca director acolo. Păi ce, eu în banii ăia trăiesc? Păi nu mă interesau alte lucruri, dar acum nu mai mă interesează și vreau banii înapoi, dă sunt niște mii de euro. Băi, era uluitor, scrapă capul, scrapă capul și lucrurile astea, evident, se întâmplă în continuare, numai noi ne facem că nu știm sau nu vorbim. Toată lumea știe și toată lumea vorbește despre asta. Și ne mirăm că lucrurile nu funcționează în țara asta. Îți dai seama câte birouri din țara asta acum lumea zice, ia uite bă, vorbesc despre noi la radio. Da, mai aici, închide-l. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.